Dacă vrei să cumperi coins, intră pe fifaultimateteamcoins.com. Hei, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din FIFA 2014, cred cu Steaua. Deci, încă o echipă care, din păcate, presim că ne va scoate în joc. Este Juventus, vom juca cu Juventus. Între timp, hai să mai vedem ce se mai întâmplă pe aici. Atletico a trecut mai departe de Roma cu scorul de 5-1 și Barcelona de Spurs cu 2-1. Hai să dăm Zenit de... Opa, am dat butonul greșit. Ia mă, ce fereu! Asta e Cupa României. What the fuck? Yeah. Așa. Bun, deci... Chelsea cu Zenit și Marseille cu Milan. Meciuri de meciuri. Bun, hai să ne testăm norocul. Va fi totuși greu. Full time greu. Da, de vom reuși ceva. Din câte vedeți, să joc și la professional. Nu mă joc, cum s-ar zice așa, în ghilimele, direct hardcore. Ok, va dura un pic de aici la loading până, na, că filmez cu Fraps. Deci, bun. Bă, mic e o pare, mă, contra nebunul ăsta nigger mare, n-are ce face, mă. Bun, hai. Meciul începe. Suntem pe Juventus Arena în Torino. Hai să vedem. Bravo, Lopez. Lopez ia mingea și se duce înspre teritoriul negru. O dă destul de interesant, dar Tenase n-a fost acolo să ia mingea și să o împingă, la propriu spus, în poartă. Hai să vedem. Stanciu pasează către Tenase. Tenase, un super stop, Tenase, shoot, Tenase! Mingea trece pe lângă poarta destul de agonizant, dar este prima șansă și primul shoot al celor de la Steaua pentru a marca în poarta torinezilor. Hai să vedem. Marchisio pasează către elvețian. Hai să vedem, sau din Suede, Elveță, Suede, nu Elveță, așa, da, mă rog. Hai, Caceres pasează la Ogbona. Marchisio, hai, bravo, prepeliță. Super, super, ce șansă la ratează acolo. Uai, nici nu știu cine a fost, n-a fost Lopez, cred că a fost, da. Da, cred că a fost Kipciu, care are pantofi negri. Bun. Uai, ce șansă ratăm acolo. O șansă imensă de a înscrie în poarta celor de la Juventus. Ne trebuie cel puțin un gol aici în deplasare, încât dacă facem noi acasă un egal, noi să trecem mai departe. Să sperăm că vom reuși măcar un gol aici, la ei acasă. De data asta, stați calm, voi pune ambele meciuri full. Data trecută v-am și spus, am avut nu știu ce probleme minore cu gâtul, m-am apropiat destul de tare de microfon. De data asta sunt complet refăcut. Și, da. Bun, hai. Lopez, bravo. Super. Sana. Blocat de Marchisio. Tobias Sana blocat de Marchisio. Tobias Sana, în momentul de față, la Steaua are un... un punct de maxim în cariera sa de jucător. Chiar joacă foarte bine, a evoluat foarte bine pe teren, a scris multe goluri. Chiar că poate spre final meciului, dacă nu voi uita, ne vom uita la top goalgetteri, mai ales să sperăm că vom avea destul de mulți. De obicei mai dau și sim, hai vede. Nu prea l-am jucat pe Piovacare, de să nu vă aștepta să fie el acolo. Hai să vedem, continuăm din nou la comentarii. Gardoș destul de obosit, au fost acolo niște meciuri. Oi, Asamoan scrie în minutul 29 în poarta Stelii. Asta nu este de bine, dar parcă o așteptam. Și acolo ziceam de Gardoș că este epizat în urma acelui meci de națională împotriva mai multor echipe, nu mai știu să vă le zic. Ce nașpa, mă. Hai, Sana. Blocat acolo de Ogbona. Grijă, Gardoș, bravo. Lato. Du-te, fiule. Ai, mă, nu era acolo Tobias. Din câte vedeți, oricum ar merge mingea acolo în atac.
Numai de Tobias dă mingea asta, cât iată și de Lopez. Opa, 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 cred că e, da, e Llorente. Wait, bă, pa, bă. Bă, ia-ți o pauză. Yo, wow, bravo Gardoș. Bă, dar ce ball control, ce posesie a avut acolo Llorente. Ai, mă chineam acolo să fac o altfel de pasă, dar a intervenit acolo apărătorul. Cáceres nu se grăbește, adică și pasează către Tevez. Am temut un pic că ar fi acolo fault, nu prea am vrut să intru la minge. Liechtenstein, bun, Stanciu. Ai, mă, Cáceres! De obicei aveam timp, dar tot uit că aici nu este Liga 1 care să poți face acele pase pe ultimă secundă, mai ales cu această echipă. Este un deficit imens, este o comparație, nici nu poți compara, numai Pirlo, care are vreo 30 și ceva de ani. Cred că costă cât vreo 2-3 jucători de la noi, pe minim. Bun, hai repede să schimbăm pe Gardoș, că deja este o problemă acolo, nici nu știu de ce l-am mai inclus în acest match. Hai să demul, punem pe Suca, la și el un pic epuizat după acele meciuri de naționale. Dar nu-i bai, oricum va juca un picuț mai bine Suca, la presupun. Hai să vedem, Suca n-a jucat de ceva timp, deci acesta va fi o revenire bună, zic eu. Oh, ce șanse, Lopez, Sana, a mers acolo cu piciorul, Tobias Sana s-a speriat de acea fază a apărătorului vrând să degajeze cât mai departe cea minge printr-o forfecată, sau no, cum se zice, la cea mișcare forfece, n-a reușit-o, adică a reușit-o într-un fel, dar că l-a sperat pe Sana și el n-a reușit să continue această fază. Lopez cu sprintul său de nebun. Cáceres, mă, nu putea intra în poartă. Cum s-a întâmplat la meciul cu Arsenal, dacă mai țineți minte, când Sagna și-a dat un autogol. Foarte interesant acel autogol, a fost din... Am vrut eu să fac o schemă cu W-ul, mă rog, cu Y-ul în cazul meu. Și mingea pur și simplu a intrat în poartă. Azi dăm la Lato Vlevici, nu te grăbi, Lato, bravo. Uai, ce activ e acest... incredibil, într-o parte în alta zboară mingea în acest match, este foarte intens. Opa! Oh, du-te, grijă Lopez, grijă. Bun, pasă, bravo. Ai, mă, Stanciule. Cum naiba, stai așa ca și o țavă, îți vine mingea și normal că sare din tine. Ui, nu. Bun, o luat-o. Un stop. Bun, hai, gol. Gol. Bă, nu cred, nici foul n-a fost. Ai, mă. Rapid, Stanciu, nu știu, cred că a fost, n-au, nici n-a fost atent, dar repede trebuie să fac o schimbare acolo. Îl scoatem pe Prepeliță, că-i varză. Îl vom pune pe Zalalem. Scoatem pe Kipciu, îl pune pe Boniperti. Presto, hai! Ia mă, că noi, nu a ieșit mingea, abia am ieșit, ups. Substiție, Steaua e Juventus. Hai! Oi, no! Stai, no! Suc la, Lato! Grijă, bravo, Lato! Tu ești! Nu mai ești! Nu! What the fuck, no! Uai, o rente acolo, ce ocazie! L-a schimbat pe rente și a pus pe Vucinic. În opinia mea, Vucinic ar trebui să aibă locul lui Llorente tot timpul. Mă rog, numai că ăsta e un joc. Nu are logică. După mine, Vucinic, chiar dacă este... No, în opinia mea, un pic în vârstră, este un jucător foarte bun. Ai, mă, Pogba, lol, demonul Pogba. Nu cred, ai, mă, nu vreau la ei acasă să... un gol, mă, măcar egal. Hai, Boniperti, tu ești salvarea. Oh, mă.
Nici măcar nu fac acel bug să zică că e fault. Ce urât. Shoot! Bă, apărarea celor de la Juventus este... Hai de capul meu, mă. Tot timpul unde shoot, unde vreau să shoot, unde e una alta. N-am ce, este... Este prea hardcore. Da, de la noi acasă atunci vom schimba acest score, dar mă înșel. Nu cred, nu știu. Am bătut eu odată UEFA Champions League, dar credeți-mă. Ok, hai să facem o schimbare. Oare cine ar trebui să fac o schimbare, poate și în atac. Am rămas fără. Ce nașpa. Hai Lopez. No, mă, de Pirlo, frate. Bine, arată-mi-l pe Buffon. Fuck. Rapid. Ai, bă, Boniperti, ai dat-o, mă, ca o cizmă. Încă un minut, ce pula mea fac? Stanciu! Gol! Stanciu! Swai, în ultimul minut! Aia, incredibil! Wow! Intens rău de tot. Wow. Nu, deci nu mă așteptam. Super fază Stanciu. Super fază Stanciu. Am un repede să ne apărăm acolo. Să fute mingea. Să mingea în față. Wow. Damn. Hai Zalalem. No! Opa! Nu ia bună! Bun, hai! 1-1 la Torino, acceptabil, am înscris un gol. Wei! Haideți, eu vă juca acum celelalte meciuri din Liga 1. Oh, cupa cu oțelul. Nu filmez, că oricum se e finala. Oțelul. Revin cu partea a doua, mă rog, returul meciului cu Juventus. Stați pe fază. Hei, sărătătoror, bine v-am găsit la returul meciului din Champions League, Steaua contra Juventus. Primul meci din câte ați văzut s-a terminat 1-1. Să vedem dacă vom reuși ceva mai bine aici, considerând că suntem pe terenul nostru propriu, în România. Ar trebui, dar totuși este Juventus, vom vedea. Deci, în meciul contra Oțelul, care am jucat destul de mult cu anumite rezerve, stânea 0-0, cât că s-a accidentat Varela, aia nu e bună, dar oricum în locul său joacă Sucala. Și l-am pus pe Boniperti în locul Kipchoge. Kipchoge în momentul actual are într-o scădere de formă, nu-i bun aproape nimic. Bun, să revenim la meci. Prepeliță, pasă proastă, o interceptează Marchisio, care o pasează la Tevez, dar interceptează suca la A, destul de prost, offside de la Stanciu. Meciul a început destul de tare. Hai să vedem, Boniperti. Boniperti. A blocat de Barzagli. Hai să vedem, va fi un corner, perfect. N-aș vrea Lopez să-l dea, aș vrea să-l dea Stanciu. Stanciu nu ești pe partea asta. Serios, trebuie un râc. Un râc cât de cât bun. Prepriță. Left. Tot timpul le încurc. La Toblovici, ești bridge. Hai. Oala, Sana cred că a fost acela micuț de statură.
Gardo și Sucala, acum că l-avem în teren, sunt cei mai buni la corner, având în vedere avantajul înălțimii lor. Oh, ce dribbling, Stanciu, shoot, Stanciu, blocat de Chiellini. Wow! Hai să vedem, Llorente, pasează la Tevez, Tevez pasează la Pirlo. Un tiki-taka, Juventus, Llorente, Pirlo, Tevez. Tevez, Tevez! O blocat acolo de Sucala, la timp aș putea adăuga. Tănase pasează la Tobias Sana. Sana, o pasă super către Boniperti. Boniperti a fost un pic dezorientat, n-a reușit să facă mai nimic, dar recuperează mingea. Aaa, iese în out, păcat. Asamoah pasează către Marchisio. Boniperti iar interceptează. M-a păsat eu din greșeală. Încât să dea tackle, dar a dat pase, că a venit mingea la picioare. Aceasta a fost greșeala mea. Hai să vedem. Bun, Tănase, Stanciu. Revenim din nou la Prepeliță, păsărica noastră din teren. Nu vă vine să prostim. Ok, bun, Stanciu, Daniel Opare, nebunia neagră. Hai, hai, șansă foarte faină. Buffon a fost pe fază. Buffon, la o vârstă destul de înaintată, dar încă este un portar de calibru. Un portar, nu discutăm cu renume, dar un portar care încă joacă foarte bine. Hai să vedem, o pasă tare de Daniel Opare către Lopez, prea tare, Lopez n-a reușit să facă acel stop sau nu știu ce naiba s-a întâmplat acolo, dar pasă lui Opare a fost chiar bună, pot să spun, mai ales pentru un fundaș dreapta, foarte fain. Sucala pasează la Stanciu, Stanciu eroul celuilalt match, așa. Hai să vedem, Sana, Pogba, demonul Pogba. Uitați-le, hai bă, Pogba. Aruncați, mă, o banană în teren să mănânce așa ceva. Ok, hai să vedem. Da, așa, bun. Credeam că eu nu mai epuizat, nu știu ce mi s-a părut acolo. Revenim. Zugala. Gardoș, bravo, Bulan. Stanciu, Stanciu față Llorente, nu face nimic. Nu! Bravo, tătă! Un șutul a fost oricum destul de slab. Cred că și eu prindeam acea minge. Nu, degeaba Tănase, n-are sprintul necesar încât să facă o astfel de fază. Dacă era în locul lui Tănase Lopez, aici de față, acea fază era poate o posibilă șansă de gol. Bun, hai, Daniel Opare. Daniele Opare. Oh, s-a enervat Opare, șut-o Opare, prost. Se termină prima repriză, tot 0-0. Greu. Hai să continuăm, Lopez. Unde ești, frate, Lopez? Numai că nu activează Lopez în acest match. Ce enervant e. Come on. Oh, Llorente, nu, nimic. Tu nu treci de Gigi Becali. Băgăm stâna în poartă. Știți cum este cea dumă? Băgăm autobuzul în poartă. La Steaua se bagă stâna în poartă. Hai, Sana. Sana. Iar prin plan cu Buffon pentru a doua oră. Liechtenstein pasează către Llorente, Llorente către Pirlo. Bă, ce tiki-taka Juventus avem aici. Ua, nu, 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 nu. Bun, 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 bun. Grijă, grijă. Ești tot. Nu, uaaaaa. Deci match-ul ăsta e foarte intens. Repede se pun acolo pe attacking. Să revenim la subiect. Grijă mare, bravo Lato. Hai, m-am grăbit, m-am grăbit. Hai, nu contează. Tobias Sana, Llorente. Wow. Tănase! Super dribbling Tănase. Fix finalizarea n-a fost să fie, dar acel dribbling, acea posesie, acel control asupra mingii, mai bine spus, incredibil. Continuăm meciul. Hai, hai, hai. Nu cred.
doi negri acolo. Bun. M-am grăbit iară cu acea pasă deja. Nu vreau să pierd sau cea de genul. Hai să vedem. Fault. Du-te, mă, n-a fost fault. Bă, l-au călcat în picioare pe Sana, mă. Hai, mă, nu fă fault ăla, mă. Ăștia țin cu Juventus, mă. Ha. Sper că e ok, Sana, că am nevoie de el. Eu sunt un jucător de preț la această echipă. Hai, Chiellini. Bravo. Ziceam, hai, Chiellini, să-mi paseze mie. Bun. Hai, prepeliță. Bun, Lopez. Golazo Lopez. Ba nu, autogol. Cum, că am dat cu Lopez. Nu contă, este gol. Bum. Da, a prins să fix Barzagli pe final cu vârful piciorului. Dar este gol. Golazo. Hai. Wise. Conducem. Nu vei să cred. Continuă. Nu. Stancio, grijă, bravo. Panaima, bravo. Nu. Bun, suca la bravo. Nu, Lichtenstein. Bun, schimbare. Rapidos, Gringos. Hai, băgăm rapid pe Kipciu. Tănase, că e bunicel. Răduț în Mărtean. L-am inclus și pe Răduț în ofertă. Da, nu-l voi juca acum pe Răduț sau nu știu, Prepeliț. Hai, Prepeliț, Răduț. Sau Zalalem. Nu știu ce să zic. Răduț, hai. Bun, hai. Bun, schimbarea are loc. Intră Răduț, iese Prepeliță. Și iese Boniperti, intră Kipciu. Tă, bă! Nu! Stai, ce? Doar nu penalti. De ce? Ce-am făcut? Cum? Bă! Ai de pula mea, dar n-am făcut nimic, mă. LOL! LOL, am apărat! Tătăruș! Stai, că tătărușanu-i varză. Dacă nu eram eu bun la gamepad, o da. Eu sunt baza. Bă, LOL, am apărat, nu cred, am apărat un penalti. Hai, ce pula mea, am apărat un penalti. Nu cred, LOL. Hai, Lopez, nu grăbește-te, vreau să zic, nu te grăbi, dar trebuie grabă. Hai, să rezistăm, repede, balance, nu mai atacăm. Bun. Lopez, prinde Buffon. Hai, Buffon. Gianpaolo, Buffon. Tănase, super Tănase, pasează către Tobias Sana. Ca noroc că nu este afectat de acea fază acolo mai devreme, Tănase. Nu, 2 minute în plus. Hai, Răduț. Răduț. Hai. Sana, bun. Se termină meciul și noi am câștigat. Incredibil. Asta a fost un foarte strâns meci. Bine că am reușit să câștig acest meci. Aleluia. Forța eu. Bun, Steaua trece mai departe, Barcelona trece mai departe împotriva lui Atletico Madrid. M-aș fi vrut Atletico. Chelsea trece mai departe de Zenit și Milan trece mai departe de Marseille. Wow. Vor fi niște semifinale foarte interesante. Dar până atunci mai este timp. Ai de pula mea câți bani am primit. LOL. Stai să zicem. Transfers. Și stați că eu l-am și luat pe Lopez. Gândiți-vă și la treaba asta. Oricum, haideți, ne auzim
pe data viitoare, Uraș la gară, bye bye. Nu uitați de like și share, asta chiar mă ajută foarte mult și mai ales favorite și mai ales like. Da, ok, deci până data viitoare, numai bine, Uraș la gară, bye bye.